Noi ne-am mutat un pic în bucătărie pentru că Vlăduț are o propunere interesantă. De ce? Nu în toate părțile României se știe despre acest preparat, deși la bază are o treabă aproape banală. Sau chiar dacă se știe, aș putea să completez, se știe, știu eu, în diferite forme. În zona de sud, știu eu, veșmintele Domnului se prepară în felul următor. În primul rând trebuie un aluat foarte simplu, făină, apă, puțină sare, foarte, foarte puțin zahăr, se frământă foarte bine, deci fără niciun pic de drojdie, asta e foarte important. Se frământă bine, apoi se lasă la odihnă, se întind foi subțiri și aceste foi se coc pe plită. Dacă nu aveți o plită acasă, sigur că da, merge foarte bine într-un vas de teflon. Separat, fierbeți, dar nu înainte de a-l pune la muiat, grâu sau arpacaș, ca și pentru colivă. Îl lăsați să se răcească, nu uitați să-i adăugați zahăr, iar la sfârșit de tot adăugați un pic de aromă din coaja de lămâie. Separat însă un sirop. Bun, care trebuie fiert cu puțin suc de lămâie, astfel încât zahărul să se invertească, să nu se recristalizeze, să se transforme într-un sirop gros de consistența la miere. Turtele astfel obținute coapte se trec prin acest sirop. Se așează grâul peste fiecare turtă în parte, se așează nucă pisată, dacă aveți și o dulceață de nuci verzi, ar fi ideal câte o nucă verde, iar apoi se realizează o cruce cu o dulceață de culoare de contrast. De preferință, știu, o dulceață de coacăze sau de căpșuni, se face o cruce pe fiecare turtă în parte, o cruce, crucea se face direct pe grâu. Da, fiecare cum vrea absolut, să prezinte. Sigur că alții da. Folosesc un pahar sau o absolut. Cupă. Vorbim un pic mai târziu.